Așa. Uitați una, care, uite acum, am dat și eu o faci și am zis una drăguță. O facem? Da. Calculează. Fiți atent, domn profesor. Sunt foarte atent. Ești foarte frumoasă, pot spune. Parantesă rotundă. Deci, paranteză rotundă. Da. 5 plus 55. 5 plus 55. Plus 555. Da. 555. Plus 5555. 5555. Da. Plus 55.555. Da. Închidem paranteza rotundă. Da. Împărțit la paranteza rotundă. 1 plus 11 plus 111 plus 1011 plus 11.011. Egal. Închideți paranteza, mai avem? Aha. Împărțit la 5. Este egal cu. Aha. Dacă uităm de ăsta, domn profesor, s-a zis cu problema. Zice, să zice. Aici e împărțit? Sau ce? Împărțit, da. Da, împărțit. Și aici e împărțit în continuare. Of! Da. Domn profesor, știți ce îmi place mie la problema asta? Știți de ce am vrut să vă dau? Zim. Pentru că are logică. Să vedem. Are o logică foarte importantă. Și eu am descoperit-o. Zim, te rog. Păi, avem acolo 5 plus 55, da? Da. Adică cât? 60. 555 cu 5555, adică cât? Nu, că doar nu dă 6.000, dă 6.210. Eu nu aș fi auzit făcut așa. Nu, nici eu, dar m-am gândit la da. Oricum, deci altfel, practic... Altfel, întâi de alte idei. Îl scoate? Să vedem cum se poate scoate. Adică... În loc de 55, putem zice 5 ori 11. Da. Deci ești să spui așa, 5 ori 1 plus 5 ori 11. Domn profesor? Da. Uitați. Păi, ascultă. Deci, practic, e 5 împărțit la 1 plus... Plus 5 ori 111. Hai scrie, te rog, da. Da, 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 scriu. Da, hai, repede. 5 ori 1 plus 5 ori 11 plus 5 ori 111. Plus 5 ori 1111 plus 5 ori 1111 11.111 da, împărțit la Unu plus 11 plus 1111 plus 1111 plus 11.111 împărțit la 5. Și ghiciți ce am observat. Noi, mai întâi o să deci noi acum, practic le mulțim. Scoatem pe 5 în factor abia acum. Da. Că avem posibilitate. Dar noi le mulțim și apoi le împărțim. Nu, ascultă-mă. 5 ori fiecare, scoatem pe 5 în factor, vine 5 pe lângă. Pe lângă. Te rog să vorbești. 5 pe lângă. 1, da. Plus 11, plus 111, plus 1111, plus 11.111. Împărțit la 1 plus 11, plus 111, plus 1111, plus 11.111. Împărțit la 5. Da. Noi. Deci dacă mă uit așa, atent, văd că mai întâi înmulțesc și apoi împart. Deci, practic. Deci, așa. Deci. Deci, eu degeaba mai înmulțesc. Da. Că apoi din nou împart. Și atunci mai bine fac asta în părțile la asta? Ba da. Și părțile de asta dă 1. 1. Și vine 5 ori 1 împărțit la 5. Deci facem asta. Asta era 5 ori 1. Împărțit la 5, face 5. Face 1, pardon. Oh, domn profesor! 1, da?
Ei, a fost... O problemă frumoasă. Care? Ce trebuie să reții tu de aici? Deci eu trebuie să rețin că pot să scot un factor comun. Dacă vreau să scot un factor comun, trebuie mai întâi să descompun. Și trebuie să fiu atentă la următorul ce vine. Da. Deci calculul în sine, dacă l-ai fi făcut, ar fi ai fi pierdut mult timp. Da. Ca la fracții. Exact. Alege care mai ușoară. Da. Deci la fel și aici. Puteai să calculezi tot numărul ăsta. Apoi tot numărul ăsta, făceai împărțirea, îți dădea 5 și împărțea la 5. Dar cel care observă că aici poate să scoată pe 5... Un factor comun. La sfârșit, ia acel bucată și... El a mărit ritmul, nu? Mm-hmm. Nu mai pierde mult timp. Și iată, ajunge foarte repede la răspuns. Da, altceva? Hai să dăm și noi uitați așa și vă zic mă problemă. Am găsit. Asta, tot așa un calculați, dar trebuie da. Să vă pregătiți de scris. Da. Bun, pregăte, de ce nu? Dar așa, vă spun. Te rog. Așa. Deci, 63. Da, 63. Împărțirea 7 plus 2 ori. 7 plus 2. La 7 plus 2 ori. Acoladu. 450 împărțit la 9 plus 6 ori. Paranteză pătrată. 300 împărțit la 10 plus paranteză rotundă. 250 împărțit la 5 minus 3 ori 9 ori 2, închideți paranteza, ori 2. Deci după 9 închideți paranteza, ori 2, da. Mă scuzați. Da. Plus 35, da. Închideți paranteza pătrată, minus 18, închideți acolada, plus, oh my gosh, 48, împărțit la 6, egal cu. Ok. Știți cum facem? Ușor și simplu. Mai întâi rezolvăm împărțirile, parantezele, tot ce mai avem pe aici, pentru că nu avem... Mergem deci la un cap la altul și se poate face, facem, da? Da. Hai să vedem. Și va fi egal cu 9 da. Plus 2 ori. Punem acolo de sau paratez? Acolo de. Acolo de, nu-i problemă. 50, ca totală. Da, 50. Da, practic eliminăm 0 și facem 45 împărțit la 9, adică 5, și mai adăugăm după 0. Da, 50 plus 6. 50 plus 6 ori. Paranteză pătrată. Oh, aici cât avem? A, ori 10. 3000. Deci e împărțit, 300 împărțit la 10. A, împărțit la 10. Mă scuzați, 30 atunci. 30 plus. Paranteză rotundă. Da. 50 minus 27. 50 minus 27. Ori 2 plus 35. Da. Minus 18. Plus 8. Plus 8, da. Egal cu. Este egal cu 9 plus 2, 8. Acum sunt profesor, putem pune paranteză pătrată. Da, putem pune, dar să știi că dacă păstrăm acoladă și nu știu ce, nu-i niciun decaz. Da, corect. Da? 50 plus 6 ori, paranteză pătrată, 30 plus 23. Deci 23 ori 2, hai să faci și ori 2. Da, 23 ori 2, 46. Deci plus 46 plus 35. 46 plus 35, închidem paranteza pătrată. Minus 18, închidem acolo, da? Plus 8 este egal cu 9 plus 2 ori, paranteză pătrată, 50 plus 6 ori, paranteză rotundă. Pot să spun 46 plus 65? Plus 6 ori? Cât 46? Adică pot să spun... 46 plus 65, adică 35 și 30, ca același lucru. Da, sigur că da.
Adică poți să spui, poți să spui că fac și chiar 111. Da, ok, deci plus ori 111. 6 ori 111. Și nu mai punem paranteza. Așa. Ori 111 minus 18 închidem paranteza pătrat de plus 8 este egal cu 9 plus 2 ori. Putem spune paranteza rotundă, nu? Sigur. 50 plus 666 minus 18 închidem paranteza plus 8 și este egal cu 9 plus 2 ori. 5, stați, 0, 1, 710 minus 18. 710 minus 18, dar puneți în paranteza asta. Așa neapărat, corect. Plus 8. Plus 8, da. Și este egal cu 9 plus 2 ori. Păi, dacă luăm așa, pot să fac 700 minus 8, pentru că deja am scos 10. Da. Și ne va da 692. 690. 92. 692. Plus 8. Și ne dă 9 plus 4. 1384. Plus 8. De 9, 18. De 6, 12. Plus 13. 1384, da? Da. Și este egal cu 1393 plus 8, da. Care este egal cu, stați puțin să calculez, 1411, da, vă spun. 411. 11? Da. Că avem 8 plus 3, care ne dă 11. Și unul scriem și 8 plus 9, care ne dă 7, am văzut. 7, 8, adică 1401, bine? Cred că da. Păi 8 și 9, 17 și cu 4 unități deci fac 21 și cu 80 deci 1401. Da, e bine, da. 1401. Da, deci răspunsul este 1401. Bun. Trebuie să mai vezi încă o dată. Chestia asta n-a fost dificil, dacă suntem corecți, nu? A fost destul de... Da, a fost destul de ușor. Da. Dar, profesor, da. Aici ne... Altă, e greșit, altă chestie. Aici ne spune că ne dă 1450. Om, greșit, am greșit undeva la un calcul. Atunci trebuie să le luăm din nou. 1450? Da, așa spune. Eu nu cred că am greșit, adică noi am luat totul cu încet, frumos. Îmi pare rău. Trebuie să am șters aici bucata asta. Hai că poate refacem atunci. Deci 63 părțișat prin 9 plus 2 ori 2 ori 50 plus 6 ori 30 plus 46 că au fost 50 da. Plus 27 face da. 23 ori 2, 46 plus 35 minus 18 plus 8. Și am zis egal mai departe, de dă jos 9. 9 plus 2. Ori 50 plus 6. 6 ori calculul de aici 6. Ori 6 ori 111 ori 8. Deci 6. Ori 111 minus 18 am era. Am făcut noi direct. Deci 4 și cu 3, 7. Am făcut 3, știți, 7, dar puteți să 46 plus 65, adică 111. 30, 65 cu 4, 6. 111. 111. Și 6, 6, 66 minus 18. Care mi-a dat 710, pentru că toată lumea știe asta. Și minus 18. Deci face cât? 700, zici? 37, 50 cu 666 face 700 26, nu? 6, 5 cu 6, 11, 4, 11 și 716. Poate aici am greșit, Daria. Aici?
Ia să vedem. Deci 50 cu 6, 66 face 6. 6 cu 5, 11. 716 minus 18. 716. Așa. 8 din 16, 8. Păi da, atât 1, am zis și eu, 17. 9, 690 și 8. Și 9, da. Ia vezi încă. Da, nu am greșit. Am greșit aici, nu? Da. Deci, atenție, 666 și cu 50 face 6, 5 cu 6, 11, 6 și cu 1, 7. Da? Fac 716. 716 minus 18, 8 din 16, 8. 1 din 10, 9, 6, 98. 6, 98, ori 2. Deci ori 2. 2 ori 8, 16. 2 ori 9, 18, 1, 19. 2 ori 6, 12, 1, 13. 1396. Și 1396, dacă mai adăugăm, 17, e 9 ăsta de aici și cu 8 de aici, 8 și cu 9, 17, 7 cu 6, 13, 10, 2, 1423. Cât ai zis tu, 1450? Da, 1450. Dar să știți că în cartea asta s-au găsit foarte multe greșeli. Da, s-ar putea să iau greșeli, atunci, lăsăm așa. Ideea de lucru este clară, nu? N-am. Mergem mai departe, suntem moarte. Uitați una drăguță. Determinați. Asta e tot. Calculați 2a plus 5b plus 3c. Îmi trebuie să pot să-mi duc până la mai mult. Te rog. Uitați aici. Este problema 4. Da. Calculați. Doi a plus 5b plus 3c, 2a plus 5b plus 3c egal cu cine, știind că două puncte a plus b egal cu 3 și b plus c egal cu 5, b plus c egal cu 5. Deci, să calculăm 2a plus 5b plus 3c. Nu scuzați, domnul profesor.
Te rog. Deci. Ați scris datele? Da, se calculăm asta. Eu pe asta am văzut-o, acolo. Da, asta. Da, da, aceea da? E, da. 2A plus 5B plus 3C egal cu cine? Și din K plus B face 3 și B plus C egal cu 5. Nu așa, ne cere. La nu ne, deci nu ne cere să calculăm. Să calculăm expresia asta. Nu, da. Nu să calculăm A, B și C, ci pur și simplu cât este expresia aceea. Păi, acolo așa putem vedea cât e A, B și C și apoi să spunem, știți? Putem vedea cât e A, apoi cât e B și apoi cât e C. Dar nu putem ști. Da, știm. Păi, putem spune acolo că, da, vedeți, domn profesor, da. O chestie. Acolo nu ne dă 2A plus 5B egal cu 3. Da. Nu ne dă A plus B egal cu 3. Sigur. Deci, dacă... Asta mă determină să mulțesc cu 2 aici. Mm-hmm. Și acolo cu 5. E nevoia de a avea 2. Acolo trebuie să mulțesc cu 5, adică trebuie să spunem acolo A, 2, 2A. Dar știți, domn profesor, nu credeți că ar trebui să punem? Deci dacă vrem să facem așa, nu credeți că ar trebui să facem că A plus B, să facem o coloană și A plus B plus C, să aflăm A plus B plus C. Adică cât e A, cât e B, cât e C și apoi să spunem. Nu putem să aflăm cât e A, cât e B, cât e C. Că avem numai două relații. Deci nu ne putem afla din două relații, nu putem afla trei necunoscute. Deci nu trebuie să aflăm practic. Nu putem. Deci nu avem șanse. Dar nu ne dă nici rezultatul ca să... Da, tocmai nu avem șanse. Păi, dacă A plus B egal cu 3, atunci 2A cu 5 și 5B este egal cu 3 ori 7, nu? Nu ne grăbim, nu ne grăbim deloc. Deci noi ne uităm... A plus B egal 3. Și 2A cu... Cu 2B. 2B, da, 2A cu 2B. B face 6. Da. Deci să mulțim relația asta cu 2. Da. Deci pe prima mulțim... Stați cu... două secunde că scriu acum repede și eu că n-a. O problemă interesantă. Da, de, vezi, la prima vedere ai fi tentat să cauți pe A, B și C și să le locuiești. Dar n-ai cum, că ai numai două relații. Aveți dreptate, pentru că dacă ar trebui să le găsim, ar fi acolo ceva, dar ne-ar da rezultate. Și fără rezultat nu avem. Cum? Păi, deci pe prima... Egalitate o mulțim cu 2, da. Ambii membri. Deci 2A plus 2B egal cu 6. Pe a doua cu cât să o mulțesc? Pe a doua? Păi avem 5. Tot cu 2. Cu 3 din cauza lui 3C. Deci mă dirigează autorul. Din cauza că am nevoie de 3C. Din altă parte 3C nu mai pot face. Da, avem dreptate. Adică da, dacă mulțesc cu 3. Deci cu 3. Pe a doua cu 3. Deci o să avem... 3B. Deci 3B plus 3C este egal cu 15. Corect. Dar la fiecare, deci la fiecare ne lipsește B. Nu, le adunăm pe amândouă. Ana, ca să ne dea 5B. Ca să ne dea 2A și cu 3C. Mai întâi. Am nevoie. Și culmea, 2B și cu 3C. Păi n-am nevoie de 2A plus 3C, nu ne ieșiți? Da? Asta e fain de tot. Da? De-aia mă duc și mintea să le adun. Deci eu mi-am construit 2 ani, că avem nevoie. Mi-am construit pe 3 și dacă centrum. Facem așa, construim? Construim tot numărul. Tot numărul, expresia se construie. Deci 2A plus 3C plus 5B egal cu 21. Asta era. Aș foarte fain. Deci noi am plecat, ne se dădeau ăsta două. Acum, dacă era aici un om și puneam în fața problemei și îi arătam ce am făcut. Eu, sincer, mă gândeam acum în capul meu, cum să facem să le ducem pe B la 5? Dacă noi nu putem să le ducem pe B la 5. Păi, așa. Când am văzut ce mi-a stat. 2 B și cu 3 B fac 5. Nu înțelegi. Da, da, de deodată merge. Pentru că dacă puneam acolo să adun cu încă 3, atunci aveam 5-a, adică 10-a. Bun, deci clar. Mulțumesc, domn profesor. Deci 2A plus 5B plus 3C este egal cu 21. Dar dacă eu spuneam să se calculeze expresia, să se calculeze expresia,
Hai să spunem 3a plus 3a plus 7b plus 4c egal cu cine? Știi că a plus b face 3 și b plus c egal cu... Deci 3a plus 7b plus 4c, știind că... Știind că... Domn profesor? Că a plus b este egal cu 3 și b plus c egal cu... Mă lăsați să fac eu pe caiet și apoi vă spun rezultatul dacă fac repede. Te rog. Ok. Și vorbește, te rog, dacă, ca să se audă la cameră, cum mergi și un pic până... Mă da. Ok, deci... Domn profesor, dar poți să scriu pe tablă? Te rog. Ei. Așa. Deci... Avem... A... Deci 3a înmulțim cu 3 și 3a plus 3b este egal cu 9. Și mergem la a doua. Și deci scriem b plus c egal cu 5. Și pe asta o înmulțim prin 4. Și atunci 4b plus 4c este egal cu 20 și o să le adunăm și vom avea 3a plus 3b plus 4b plus 4c este egal cu facem 20 plus 9, adică este egal cu 29. Rezultă că 3a plus 7 b plus 4 c este egal cu 29. Acum îi pregătim o problemă profului. El este undeva acum. Nu este aici. Pregătim și lui Ion. Problemă. S-au lăsat. Nu contează. Deci, așa. Și șterg acela de sus ca să putem să mai facem una cât proful lui plecat. Minus paranteza pătrată 2000 minus 16 ori
152 plus 17 ori 8 împărțire. Ai reușit? Am reușit, am scris un exercițiu, vreau. Deci 3A plus 3B, foarte tare. Ai mulțit pe prima cu 13, la, te-ai prins de poanta aceea. Că de fapt 7 de asta însemna 3 plus 4, nu? 3 plus 4. 3 obținut de la asta și 4 dincolo. Da. Dar dacă dau acum și unul mai fain. Știi? Okay. Hai să modificăm condiția de aici. Oh, să vezi ce tare ești. Trăsnet. Dacă știam că faceți asta, mi-a venit mie ideea, hai să-i dau un exercițiu. Dar nu! Nu să-l întind atâta, nu? Așa. Uite, de aici trebuie să înțelegi că de la un exercițiu plecând putem gândi și noi alte și alte exerciții. Păi deci, la un exercițiu putem deveni și noi. Propunători de subiecte. Da. Pentru că, practic, la exercițiu deci, ia uite, eu zic așa. A plus 2B este egal cu 5. Și tot așa, 3B plus 2C egal cu 7. 3B plus 2C. Ce trebuie să aflăm? Și expresia acum e șmecherea. Expresia pe care ți-o cer este următoarea. Expresia e egal așa. Cu 3A plus 5B. 3A plus 5B. 12B. 12, dar stai la profesor. Plus 4C. Deci 3A plus 12B plus 4C este egal cu 5. Poți să fac la tablet? Nu, vreau să fac Excel. Hai. Poate cineva care ne sună să spune. Dar de ce nu sunteți online, domn profesor? Așa mă întreabă. Alo? Bună seara! Sunt la ore. Sunt la ore. Mai târziu, până la vreo 9 jumate, așa, 10. Da, de unde sunteți? Te sunați din? Așa, cu o problemă din matematică, nu? Nu-i târziu, sigur, nu-i târziu, da. Da, bună seara. Dacă eram online și îți uita și vedea Isaac că-ți măsuri, așa? Da, din păcate. Adică nu este vina dumneavoastră. Din Italia, vezi? De unde mă sună? Din Italia. Mămică, din Italia, vreau să îi fac din aici. Italia? Din Italia. Doamnă, sunteți extraordinară, doamnă! Extraordinară! Vezi tu aici, iată... Domn profesor, și dumneavoastră sunteți extraordinară! Da. Că dacă omul e în Italia și vă sună de acolo ca să ajutați la o problemă, este oricât de ușoară credeți dumneavoastră că ar fi... Sau cât de dificilă. Sau cât de dificilă. Era prima citire. Da. Domn profesor. Minunat, domn profesor. Minunat. Exemplu. Așa. Și vreau să zic că... Și dau și rezultatul după aceea. Hai. Da. Vreau să spun, Daria, că așa mi s-a mai întâmplat de multe ori. Din Chicago măsurat. Da? De din America, da? Tot așa o mămică. Fiica ei era în clasa 10-a și acolo e diferența. Nu e niciunul din clasa, da. Pentru că vreau și eu. Da. Diferența de orar. Și difus orar și atunci eu plecam la Albine, cum știi bine dimineața, vara, da. Alerg la Albine. Dar ați avut întrebări și despre Albine, adică de la Subină. Mulți mă întreabă de asta. Așa, și știți, mi-a venit acum, așa povesti și apoi vă spun. Așa. Și îmi spune, tocmai ieșeam pe ușă, îmi vreau să mă duc la Subină, și zice, domnul profesor, știți, la noi e 12 noaptea, la dumneavoastră acum e 8 sau 9. Ziua. Dar fiica mea mâine are un test de dat și ea nu poate să facă niște egheșiții și vă rog frumos să mă ajutați.
Și era pe timpul când tabla asta era acasă, la mine unde ai fost da? Și tu. Da. Așa, și acolo m-am întors și la tablă am făcut egeșițiul. Da. E o bucurie imensă să fac chestia asta, dar în același timp trebuie să spun că admir interesul maxim pe care părinții îl au pentru ca să-și poată ajuta copiii. Și cel mai bun exemplu este mămica ta. Venind zi de zi și dorind foarte tare, voi sunteți obligate, practic. Nu, sunteți obligate să răspundeți frumos acestui efort pe care mama îl face. Dacă nu este aici, vorbim numai noi doi. Eu nu sunt obligată, nu mă simt obligată. Nu te simți obligată? Pentru că în acel moment când eu vin aici din plăcere și pentru că ea mă aduce și nu, pentru da, că ea mă face să vin aici, adică ea așa, tot așa, și mă ajută pe mine, nu mă simt obligată, trebuie! Păi, nu că sunt obligată, că dacă sunt obligată, obligă-mă, dar nu fac. Nu. Simți obligația de a răspunde și tu frumos pentru efortul pe care le puneam. Da? În sensul acesta am spus. Efort. Da, da, pentru efortul depus, este un efort maxim, dacă vrei. De la muncă aici. Da, vine de acolo la treabă, vine din coace repede, să vă antreneze și pe voi. Este un lucru pe care merită să-l păstrați cu sfințenie. Așa, te rog acum, ce idee ai? Păi, am făcut. Și cum am făcut? Ca să faci rozii treia, îți vine în minte să mulțești prima relație? Cu trei. Deci. Și atunci A plus 2B. Nu, nu, 3A. A, da. Scrii din nou A plus da, vreau așa, 2B da. Egal cu 5. Eu le mulțim prin 3. Cu 3. 3A plus 6B egal cu 15. Cu 6B egal cu 15. 3B plus 2C egal cu 7 și le mulțim prin 2. Deci 3B. Plus 2 C egal cu 7 și mulțim cu 2 din nevoie de a face 4 C. Și 6 B plus 4 C egal cu 14. Deci 3 A plus 6 B plus 6 B plus 4 C egal cu 15 plus 14, care este egal cu 29. Și domn profesor, 3 A plus... Până scrieți dumneavoastră, eu o să fac ceva. Compui tu un exercițiu? Da. Te rog. Pentru dumneavoastră, ați încercat să mă induceți în eroare, n-ați reușit. Da? Acum eu voi încerca să vă induc în eroare, dar cu siguranță nu o să reușesc. Hai să vedem. Cu mai mult. A, nu lăsați. Nu numerele știu. Mari, important, ci ideea. Da, numerele mari, adică practic e puțin mai mare. Da. Adică nu e mare. N-am făcut nimic deosebit, da. Deci toate chestiile este să putem... Stați să mă gândesc la ceva... Ca să nu scriu prostoare. Am să te las să faci exercițiu acasă. Acasă, da? Da. Ca să nu pierdem timp, că acum se filmează și noi îmi putem lăsa din morți. Așa, că am reușit să facem și exercițiile de tipul ăstora. Să încercăm acum, Daria. Profesor, da. Am găsit o problemă tot așa în cartea asta. Da. Care mi-a plăcut pentru că nu știam cum să o rezolv. A, asta, pe mine asta. Și mi-a plăcut, pentru că mă gândeam. Cred că m-a dat peste cap, că e puțin mai lungă și cred că m-a dat așa. Așa. Și dacă uitați acum, vorbesc. Și ne apucăm de analiza ei, da? Da. Asta facem, analizăm problema, o înțelegem bine și găsim dichisul și îndată îi dăm drumul. Gigel, în România, locuiește în Bacău. Traducem mai. Da? Dar nu, ne trebuie coală. Bine. Cum el iubește Maciu? Recent, am observat că dacă atribuie, ce înseamnă atribuie? N-am înțeles ce. Dacă atribuie, dacă oferă. Oferă, ok. Câte o altă cifră, fiecarea dintre litere K, O, A, L și înmulțește numărul de 5 cifre corespunzătorul numărului orășelului cu 11,
obține numărul corespunzător numelui său. Care sunt cifrele atribuite fiecărui? Să vedem, e fain. Adică te induci în eroare. Nu, citim cu atenție. Okay, la deci. Prima citire știi bine că nu... Așa, deci mai punem aici. Cum îl cheamă? Îl cheamă cu K-O-A-L-L-O. K-O-A-L-L-O, da? Da. Un număr foarte... 2, 4, 6. 6 poziții. Nu. Că el acolo ne spune K-O-A-L. Vrea să pună numai K-O-A-L. Atât, da? Da, atâta vrea el să pună. Da. Și, deci, cum el iubește matematica? Da. A, dar, domn profesor, scrieți și Oloco din Nigeria, cum se trebuie asta? Ăla cum se scrie Oloco? O-L-O-K-O. O-K-O-L-O-C-O. Oloco, da, atâta. Atâta? 2, 4, 5? Da. Parcă e 6 cifre. O-L-O-C-O din Nigeria, așa spune. Așa? Bine. Deci, cum el iubește matematica, recent a observat că dacă atribuie câte o altă cifră fiecare dintre literele K-O-A-L, adică, practic, eu am acolo deci, K plus A, K-A, K-A. De ce nu? Pentru că spune dacă atribuie câte o cifră. Adică deci, pune în loc de K-O-A-L niște cifre în baza 10. Ca să formezi un număr. Ca să formezi un număr. Da? Deci atribuie, înlocuiește pe K-O-A-L cu niște cifre. Așa. Și înmulțește numărul de 5 cifre corespunzător numelui orașului. Asta e de 5, da? Deci, și înmulțește numărul de 5 cifre corespunzător numelui orășelului său. Da. Orășelului cu 11. Deci ăsta deci, a mulțit Oloco. Cu 11. Oloco. 11. Așa. Super. Obține numărul corespunzător numelui său. Egal. Uite așa. Care sunt cifrele atribuite? Gata. Asta e de la concursul Florica T. Campan, etapa județeană. Da. 2007. Când pe an, da. O știu. O știți? Chiar o cunosc pe doamna Campan. Da. Spuneți să vină într-o zi aici să ne rezolve această problemă. Da, rezolvăm. O rezolvăm noi, nu discutăm. Deci, un număr din 4 cifre. Aș cum ar zice A, B, C, D. Uite, A, B, C, D. Da, B, C, D. Și apoi... Hai să zicem, noi traducem din partea noastră. A, B, C, D. Este egal cu 11 ori B, D. Uite, D-ul este asta, nu? A, F, B, H, C, D. H, D. Domn profesor. Nu. Atenție, că sunt aceleași de aici. O de aici, care e B. Deci dacă nu facem asta analogie, nu, greșim. Nu, da, așa. Deci neapărat așa. Același lucru? Același lucru, pentru că sunt literele astea. Literele de aici, O de ăsta. L ăsta. Deci. K-a ăsta. B, D, B. A. Și O. Adică B. Ăsta wow. E. Da? Ăsta e numărul. B de babu. Deci am transformat ce o scris aici într-o relație matematică cu un limbaj de al nostru. Deci A, B, C, D. Și știi ce da? E greu să cred că numărul ăla de 4 cifre este egal cu un număr de 5 cifre ori 11. Păi e foarte greu. Asta vreau să remarc, că nu-i treaba chiar corectă. Pentru că cine a mulțit? Ea poate ăsta a mulțit cu 11 sfaturi. Deci, cum îl iubește în matematică, recent a observat că atribuie câte o altă cifră fiecăruia dintre literele K-O-A-L și mulțește numărul de 5 cifre corespunzător numelor orășelului său. Și mulțește numărul? A, dar nu ne spune că este egal cu. Spune că îl mulțește numărul. Asta
Vezi mai departe. Și înmulțește numărul de 5 cifre corespunzător numelui orășelului cu 11. Obține numărul corespunzător numărului său. Obține. Deci e egal. După ce mulțești. Deci, practic, noi atunci ce facem cu C, ca babo, are... Trebuie să ne batem foarte tare. Foarte tare, ca să... Deci, practic, capa o alină, practic, ne-a dat ca să vedem cum așezăm cifrele. Cum așezăm da. Să apară chestia asta, de aici, da. Aici. Și acum, ca să aibă loc relația asta, te rog să încep raționamentul. Cum? E foarte tare problema, îmi place teribil. Nu se poate. Pare imposibil. Da, chiar pare. De ce e imposibil? Că 11 și ăsta are câte cifre aici? Are 5 cifre. Adică ăștia o să vină încă 6, o să fie 6 sau 7 cifre. Și acolo, de cum trebuie? Poate să fie așa. Adică dacă B e 0, foarte tare. Și D e 0. Asta. Și mulțit cu 10. Da, dar mulțit cu 11. S-a dus la 4 cifre. Da. Și mulțit cu 10. Foarte tare. Deci... Cum m-am gândit la varianta asta? Adică cu 0. Adică să înceapă un număr cu 0, ca și cum n-ar avea sens. N-ar avea rost. Da. Din nevoia și apoi acelea 3. Da, deci din egalitatea asta. Vezi ce superb este. Deci dacă B, deci nu are acolo. B și D egal cu 0, da? Da. Deci înseamnă că B și D și acolo egal cu 0. Sigur că da. Și noi trebuie să mai avem A și C. Acum de vine ieșiți. Iau și eu puțin apă, că mi se... Da, dar te rog. Deci ești tu de vine. Domn profesor, dacă nu mă gândeam să ne-am asta, stăteam bănișire aici și mă vorbeam la exercițiu și nu mă trebuie. Păi nu, de aici, Daria, eu sigur că tu ai observat. Eu am atâta încredere că fac ieșițiu, încât mi se pare, adică nu, acum vorbesc, nu mint și nu fac nimic. Eu, dacă aș fi acum la concursul ăsta și mi s-a dat problema asta, aș sta numai la el. Pentru că, practic, le fac pe celălalt, dar stau la el. Pentru că nu pot să-mi dau eu seama că 0 și 0. Adică, cum pot să-mi dau eu seama? Păi uite cum, eu așa m-am analizat. Păi are 4 cifre. Dar poate aveți dreptate. Nu? Are 4 cifre. E partea logică a raționamentului. Da. Are 4 cifre. Bine, dacă are 4 cifre, atunci ăsta cu 6 și înmulțit cu încă o 10, îl va transforma în 7 cifre. Păi n-ar nici cum. Adică șansa asta, B și D, trebuie să fie 0. Da, ar exista mai multe variante. Dar dacă B și D, ăsta B și D 0 și ăsta e B 0. Și îl transformăm în 2 cifre. Și D e B 0 de aici. Păi este superb. Deci B-i 0, da. Deci înseamnă că rămâne domn numai... profesor! Am! Deci dacă e în 2 cifre. Deci superb! Dacă e ori 11, adică poate mai mult. Da, se poate obține acolo și cred că ne ajungem. Hai să vedem. Domn profesor! Acolo. Sunt fericit. Dar, dacă o luăm așa, nu, trebuie să nu uităm ceva foarte esențial. Acum? Încă. Dacă, deci am acum niște mai multe chestii că după ce mi-ați arătat dumneavoastră. Deci dacă toate alea trei primele sunt 0, pot să vin să vă arăt că e mai ușor, mai greu să arăt așa. Deci, adică dacă primele sunt 0, primele 3 sunt 0, da? Dar B și D trebuie să fie obligatoriu 0. Da, B și D și acolo mai avem un B. Și ăsta e 0 obligatoriu. Și aici practic avem și AB, da? Da. A0. 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 Așa. Da. Adică... Și noi, deci o să avem A00, pentru că e practic ori 10 și mai rămâne 1, nu? Ori 11. A0. Adică 0. 10 plus 1. Și adică ori 10 plus 1. Nu, plus un A0. Când înmulțim acolo... A, încă un A... A, când înmulțim cu 1 ăla, da? Da. Deci, hai să vedem. Da, profesor, recunoașteți că a fost o problemă super interesantă. Nu, dar să o vedem până la capăt, să găsim concret. Da, pentru... Deci, deocamdată noi nu ce, avem... Știți ce e super ciudat, domn profesor? Da. Că nouă ne spune... o ală, dar numele lui este cu alo, deci practic nu trebuia să le luăm pe toate, poate le dă astea ca să le luăm pe toate. Adică toate, nu? Nu, Daria. Deci egalitatea asta mă trimite pe mine cel puțin pentru B, pentru început, că B să fie 0. Hai să luăm pentru B egal 0. B egal cu 0. B egal cu 0. Atunci devine... Devine A0 cât de... A0 cât de... Este egal cu 11 ori. 11 ori.
D, 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 B. Că nu l-am luat și pe D. Eu pentru început am numai mers cu, numai cu B0. Voi vedea dacă se impune și D o să fie 0, dar trebuie să demonstrez. Dar nu mai scrieți de B. Scrieți de 0. D0, D0 scrieți, da. D0, D0, A, 0. D0, A, 0. Săracuam. Și acum, Darea îți propun să facem înmulțirea lui D0, A, 0 cu 11. Adică... Ce ar însemna mulții cu 11? Adică mai adăugăm un 0. Deci mai punem un 0 și mai adăug și plus 1. Da, și plus 1 ăsta. Adică e ori 10. Hai să facem așa. Egal cu 10 plus 1, ca să înțeleagă toată lumea, pe lângă D0, A, 0. Și egal cu... Bun, distributivitatea. 10 ori ăsta plus ăsta încă o dată. Deci 10. Da? Am o întrebare. Că dacă... Hai să terminăm, că dacă mă oprește aici. Da, asta, dar nu înțeleg. Adică ar trebui să facem 1 ori și atunci nu mai adăugăm pe 1. Să uite, 10 și cu 1 fac 11. Ba da! Păi și facem 10 ori ăla. Și apoi 1 ori ăla. Da? Plus... Plus 1. Și tot 1. Deci, distributivitatea cum să nu se mulțește cu ăsta, cu ăsta, da, cu amândoi? Deci vine D, O, 0, A, 0, 0. D, O, A, 0, 0. Plus 1. Plus D, O, A, 0. Plus 1 ori ăla. Da? Este egal cu... Păi dacă vreau să fac adunarea asta, să fac adunarea. Dar mi-a dat un număr din câte cifre? 2, 4, 5... Domnul profesor, dacă faci machinarea, nu trebuie să... Adică acolo ar fi 0, D, 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 2A. Deci 0, 0, A, A. Deci cât ar veni? Hai să pun dedesubt. Bine să pun dedesubt. Darea. 0, A, 0. D. V-am dat cum ai spus tu. D, D, aha, A, 0. D, D, A, A, 0. Și atunci apare că A... Domnul profesor, dar noi acolo avem A, 0, că D egal cu D, D, A, A, 0. Păi vezi? Apare adică egalitate. Adică deja nu mai are... A, 0, că D, să fie egal cu D, D, A, A, 0. Adică de așa e din câte cifre? Din 5 cifre. Și, domn profesor, dacă D ar fi 0, noi am avea A, A, 0. Dar A, A, 0 nu poate să fie egal cu A, 0, cât D. Deci ori am greșit noi ceva, ori problema e greșită. Nu. Hai să mai vedem încă o dată. Deci, am pus A, B, cât D, adică C, O, A, L. Da. Și ne-am legat de C, O, A, L, ca să scriem B, D, B, A, D, B. Mă scuzați. Deci e bine, în locul lui O am pus pe B, da. În locul lui L pe D, da. Și în locul lui K pe A. Deci B, D, B, A, B. E perfect. Acum, o primă observație a fost că B trebuie să fie obligatoriu 0, pentru că aici sunt 4 cifre. N-am îndrăznit să le iau și pe D 0. N-am îndrăznit. Pentru că am zis eu, poate am șanse să fie chestia asta, deci să vedem dacă merge relația. Concluzia, nu merge relația. Că deja s-au dus cu câte cifre aici? Cu 5 cifre. Și atunci îmi luăm și. Și D egal cu 0. Deci și D este 0. Și atunci ce devine egalitatea? Atunci A, 0. A, 0, C, 0, cu bară. Este egal, da, bară. Este egal cu 11 ori A, 0. A, 0. A, 0. Deci A, 0, C, 0 este egal cu A, 0, 0 plus A, 0, 0. Deci A, 0, C, 0 egal cu A, păi, ori 10. A0, adică A0, plus A0, 0.
plus A, 0. Care face ca adunare A, egal cu A. Și, deci A 0 cu 0 este egal cu A 0. A A. A A 0. A A 0. Doamne profesor, acum e mai mic. Păi să vezi, acum asta ne obligă să... Deci, în condițiile astea... Dacă luăm și trebuie să luăm pe C, atunci, nu A 0. Corect. C 0. Exact. Deci A 0, 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 Păi dacă pe K luăm 0... Doamne profesor, dar același lucru, dar tot din 3 cifre o să ne dea. Pentru că noi la a doilea număr nu mai avem niciun C. N-avem niciun C ca să schimbăm situația. Deci aici nu avem nimic... Niciun C ca să schimbăm situația, da. Și tot 3 cifre. Deci, acum noi am făcut prin toate metodele. Da. Sau poate mai exista ceva, poate n-am... Mai vedem încă o dată că... Analiza noastră a fost cât s-a putut de corectă. Să vedem acum dacă am înțeles bine problema. Mai citește încă o dată. Coalo este un copil care locuiește în drăguțul orășel Oloco din Nigeria. Cum el iubește matematica, recent a observat că dacă atribuie câte o altă cifră fiecăreia dintre literele K, O, A, L, și înmulțește numărul de 5 cifre corespunzător numelui orășelului cu 11, obține numărul corespunzător numelului său. Bun. Care... E da, bine. Deci e corect formularea. Deci am ținut cont. Deci orășelul e înmulțit cu 11. Profesor, dar noi aici avem K-O-A-L și el în nume îl cheamă Coalo. Adică se pun și în L-ul ăla și O-ul ăla, nu? Îl spune aici K-O-A-L, dar el în numele lui are 2 de L și 2 de O, dar are și un A și un K, deci se pun și alea, nu? Eu să-l citesc programul. Deci, Coalo este un copil care locuiește în drăguțul lor. Și uite, aici. E cu steluță, știți? Păi da, păi trebuia să-mi dai tot aici. 2, 4, 6. Păi da, la asta m-am gândit. Păi dar de ce nu mi-ai dat tot? Deci... Eu v-am spus asta, dar dumneavoastră ați spus. Numai atât, atât mi-ai zis. Numai din 4 există. Păi, dar pentru că uitați aici, spune că o al... Păi nu! Că sunt literele astea, că o al... Deci în componența lui scrierea și... Are și L și O. Are 2 de L, 2 de O păi și L. Păi bineînțeles! Cu lungimea toată din 6 trebuie să mă dai. O, de-aia mai scos din mână. Deci el se numește, nu din 4 cifre, nu din 4, ci din 6. C-O-A-L-L. Și mai cum? C-O-A-L-L. Așa. Asta e altă poveste. Egal cu 11. Scrie te rog, 11, cum se zice? O, e cineva la ușă de profesor, e mama cu mama. Wow! Avem o problemă uimitoare din calitate. Deci, și atunci este egal cu 11 ori orășelului, cum se mai chema? Oloco. Oloco. Adică este egal, acum are mai mult sens. Acum are sens, cu da. Deci, are câte litere aici? 4, 5. K-O, K-O. K-O loco, nu? Da. K-O. Acum să transcriu, nu? Gata. Acum merge problema frumos. Da, deci, acum ne dă 6 și 6. O să avem 6 și 6. Problema e faină. Da. Puteți participa și voi, că problema este de simpatică. Hai să spune așa. Facem la algebra. Te vă rog. Algebra. Hai să vedem, facem pe amândouă.
Deci, tânărul ăsta, care poartă acest nume, locuiește în orașul acesta. Nu. Domnul profesor, Oloco. Oloco, dacă vă zici. Deci, n-ați scris bine, ați corectat unde nu trebuia. Aici, cu clava. Așa. Dar câte? Parcă șase avea. Oloco, nu, așa, cinci. Când în practic avem 11 acolo, cinci. Dacă ar trebui în fiecare... Deci să citesc. Dacă ar trebui fiecare litere, câte o cifră? Deci, Coala este un copil care locuiește în drăguțul orășel, o locă din Nigeria. Cum el iubește matematica, recent a observat că dacă ar trebui câte o altă cifră, fiecare dintre literele K-O-A-L și înmulțește numărul de 5 cifre corespunzător numelui orășelului 11, obține numărul corespunzător numelui său. Care sunt cifrele atribuite fiecărei litere? Deci, Daria, hai să zicem, K este A. Da. O este B. K este A. L, A, B, C, D, D. Și O înseamnă B. Deci, litere K i-am pus A, O. Lui O i-am pus F. Lui A i-am pus C. Lui L, D, D, atunci lui O, îi punem, sigur, aceeași cifră, B. Deci relația este așa, că numărul A, B, C, D, D, B, numărul A, B, C, A, B, C, D, D, B, este egal cu 11, ori numărul O este B, L este D, O, B. Deci, practic, prim, da. K, A și B. Ah, asta e relația. Oh my gosh. Vă aveți probleme cu asta? Da, mă mai interesează, vă las. Hai, vă las, ce o las, să-i zbați capul. Acum am tradus-o relația. Vă las mie? Da, da. Păi, ia ta, na. Am tradus-o relația asta și acum trebuie să o traduci în ce înseamnă exprimarea în baza 10. Rămâne pe mâine, da. Și continuați, că ai făcut da. Suficient. Da, oprim aici. Sinteză faceți? Să vedem sinteza. Ce am făcut noi, băi? Da, hai să facem sinteza. Sinteza am făcut când am stat fetița aceea cu noi fracții. Da, deci... sinteza. Morei. Fracții. Cu S. Sinteza. Oare? Fracții. Operații. Fracții. Apoi probleme prin metoda figurativă. Metoda figurativă. Operații cu fracții, probleme, ordinea efectuării operațiilor. Și a parantezilor. Și probleme cu reprezentarea numerelor în baza 10. Cam asta. La revedere! La revedere!